Sectorul bancar din Republica Moldova nu a fost capabil să-și îndeplinească misiunea de bază, să canalizeze economiile spre investiții productive, contribuind la creșterea economică a țării. Declarația aparține reprezentantei permanente al Fondului Monetar Internațional în Moldova, Armin Hacetrean, și a fost făcută într-un interviu transmis presei de reprezentanța femeii la Chișinău. În ce privește frauda bancară, Armin Hacetrean a menționat că aceasta a dus la creșterea semnificativă a ratelor de dobânde, irosirea rezervelor valutare, majorarea datoriei publice, precum și pierderea încrederii creditorilor externi. Între 23 și 27 mai, o delegație a Fondului Monetar Internațional se va afla la Chișinău, fiind vorba doar de o misiune de monitorizare, fără mandatul de a negocia un nou acord cu Republica Moldova.